Prin ordine al Ministrului Educației și Cercetării a fost stabilit calendarul simulărilor pentru evaluarea națională și pentru examenul de bacalaureat, examene care vor fi susținute de elevi în anul școlar 2016-2017. S-a aprobat ordinul de ministru privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii claselor a 8-a și simulării probelor scrise al examenului de bacalaureat național în anul școlar 2016-2017. După cum vă amintiți și din anii trecuți, aceste simulări sunt organizate pentru clasa 8-a și a 12-a pentru a familiariza elevii cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și, bineînțeles, ne dorim să optimizăm rezultatele obținute de către elevi la sfârșitul studiilor gimnaziale, respectiv la sfârșitul studiilor liceale. S-a aprobat și calendarul simulării evaluării naționale, atât pentru clasa 8-a, cât și pentru clasa 12-a și, bineînțeles, disciplinele la care se va organiza simularea evaluării naționale. Pentru clasa 8-a, disciplinele sunt limba și literatura română, limba și literatura maternă și matematica. Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale este cea prevăzută în anexă la ordinul de ministru și fiecare profesor de limba română sau de matematică deja a făcut-o cunoscută elevilor de la începutul anului școlar. La nivelul Ministerului Educației și Cercetării s-a stabilit și calendarul simulărilor examenelor naționale la clasa a 8-a și a 12-a. Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise la examenul de bacalaureat pentru elevii claselor a 12-a sunt limba și literatura română, limba și literatura maternă, acolo unde este caz evident, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare, teologie, asta în funcție de profilul liceului. Anul acesta, simulările atât la clasa 8-a cât și la clasa 12-a încep în aceeași dată. O importantă deosebită ar fi să aducem la cunoștința părinților și a elevilor noștri și calendarul acestor simulări. Prima simulare este pe 13 martie 2017 la limba și literatura română, proba scrisă pentru clasa 8-a, proba scrisă pentru bacalaureat, 14 martie 2017, limba și literatura maternă, acolo unde este cazul, 15 martie 2017, matematică, probă scrisă, clasa 8-a, probă scrisă pentru bacalaureat sau proba obligatorie a profilului, 17 martie, simularea probei scrise la alegerea profilului și a specializării și este vorba aici numai de elevii claselor a 12-a. Trebuie reamintit faptul că rezultatele acestor simulări nu vor fi trecute în cataloage și vor fi analizate individual cu fiecare elev și părinte în parte. La nivelul catedrelor de specialitate vor fi întocmite grafice de remediere a golurilor sesizate în cunoștințele elevilor de așa natură, încât până la examenul de evaluare națională sau bacalaureat din vara acestui an, fiecare elev să-și completeze golurile în cunoștințe.